complexul este format din 4 apartamente și 3 căsuțe. Sunt 53 de copii instituționalizați, repartizați pe cele 7 locații. Ne confruntăm cu problema furnizării apei calde. Mai sunt probleme în ceea ce privește mobilierul. Probleme mai sunt și pe la geamuri. Se simte nevoia unor frigidere care sunt de la deschiderea lor. Lipsa unor magazii. Sperăm să îmbunătățim și să îndulcim modul de viață atât la căsuțe cât și la apartamente.